Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă emisiune la Constanța News TV. Îl avem invitat astăzi în studioul nostru pe domnul Remus Negoi. Este candidatul Alianței USR Plus în Constanța pentru funcția de senator pe prima poziție a listei. O poziție care, dacă luăm în considerare rezultatele de la locale, vă aduce un loc în Senatul României. Bine ați venit, domnule Negoi! Vă mulțumesc mult pentru invitație, bine v-am găsit. Aș vrea să fac două precizări. De fapt, spun de fiecare dată, în primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au votat la alegerile trecute și colegilor mei care mi-au dat pe de o parte încrederea prin votul lor, alegându-mă pe primul loc pe lista candidaților la Senat din partea Alianței USR Plus, și pe de altă parte să spun că noi în continuare avem foarte mult de lucru, nu trebuie să ne culcăm pe ureche, nu trebuie să ne culcăm pe niciun rezultat pe care l-am obținut anterior, avem în continuare același ritm susținut de interacțiune și de campanie. Înainte de a discuta despre un pic, de a vorbi și despre alegerile locale, dar și despre ceea ce urmează, am să vă rog să le spuneți celor care ne urmăresc cine sunteți, de unde veniți, din sunteți genul de politician de carieră sau veniți din mediul privat unde v-ați lovit cu anumite probleme și a zis că este cazul să intrați, să vă implicați? Sper să nu fiu prea lung în exprimare, dar aș începe cu perioada mult mai îndepărtată. Nu sunt copil de nomenclaturist, să fie foarte clar. Părinții mei au fost intelectuali, inginer agronom tata și mama profesoară de limba română. Dimpotrivă, ei au avut de suferit în regimul comunist. Sunt un om foarte simplu, am făcut facultatea pe propriile forțe, chiar vreau să subliniez și nu spun lucrurile astea până la urmă așa ca pe o laudă, ci pur și simplu ca pe niște fapte. Dacă nu luam într-un semestru, în timpul facultății, bursă, pur și simplu nu aveam ce să mănânc. Cu alte cuvinte, a trebuit să învăț foarte mult, să mă păstrez la nivelul acela de cerințe pe care îl aveau profesorii mei în facultate, astfel încât să le câștig încrederea și să iau note bune și să-mi păstrez bursa. După aceea, imediat după facultate, bine, am muncit și în timpul facultății, joburi sezoniere, imediat după facultate m-am angajat la o companie privată, am pornit de jos, de la funcția de reprezentant vânzări și am ajuns după 15 ani, bine, în interiorul acestor 15 ani, în funcție de conducere, tot așa, prin forțele proprii, după care am început o nouă provocare la aproape 40 de ani și 40 de ani și mai bine. Mi-am deschis propria companie, tot în mediul privat. În prezent sunt antreprenor, asociat și administrator în două mici companii care se chinuie să supraviețuiască în mediul acesta, să spunem, concurențial, dar influențat de decizii proaste ale politicienilor. Declicul care m-a făcut să intru în politică, activism civic am avut și înainte, mai ales în timpul facultății, am fost chiar implicat în Liga Studenților, am fost vicepreședinte al Ligii Studenților din Universitatea Ovidus, dar declicul a fost, bineînțeles, ca pentru foarte mulți dintre cei care, noi, colegii care ne-am implicat în politică în USR și în Plus, momentul colectiv. Și după aceea, bineînțeles, momentul 2016 s-a ivit acea oportunitate, am numit-o eu, apariția USB în București prin Nicu Șordan. Și ulterior, după rezultatele obținute atunci, la momentul 2016, la alegerile locale, exact, a trebuit să se transforme în partid național. Și atunci ne-am implicat pentru că am văzut că, într-adevăr, e o mișcare în care avem încredere și o mișcare care nu avea în niciun fel tiparul vechilor partide politice.
unde poate la un moment dat puteam foarte simplu să intru, dar nu m-am regăsit niciodată. În schimb, de data asta m-am regăsit în idealurile acestui mic partid și foarte proaspăt pe scena politică. Sunteți genul de politician care pentru care are foarte mare importanță o anumită doctrină sau sunteți genul de politician practic pentru care contează foarte mult să aveți niște proiecte și să le puteți aplica? Prin natura pregătirii mele profesionale, prin natura activității pe care o am avut-o și o am în prezent, până la urmă prin natura gândirii, concepției pe care o am, m-aș putea încadra, să spunem, la partea liberală a acestei doctrine. Dar din punctul meu de vedere, și asta o spun foarte clar, chiar dacă și noi ca partid, până la urmă, pentru că în politică trebuie cumva să te poziționezi într-un fel și noi ne-am poziționat ca fiind de centru-dreapta modern, partid modern de altfel, dar din punctul meu de vedere nu este esențială această poziționare. De ce? Fac o comparație, întotdeauna am făcut această comparație, poate puțin forțată, dar până la urmă e foarte reală, cu o companie din mediul privat. Într-o companie, managementul companiei, acționariat, nu, managementul companiei, că despre asta vorbim, făcând paralela cu managementul sau scopul unui partid politic care scopul principal care trebuie să fie ajungerea la guvernare, exact. Ei, așa cum într-o companie privată trebuie să iei și măsuri definite teoretic de dreapta, dar trebuie să iei și măsuri de stânga, adică de dreapta, în primul rând trebuie să te asiguri că obții profit, măsuri de dreapta, în primul rând trebuie să te asiguri că ai acel profit și poți să-l distribui corect către acționari, dar trebuie să iei și măsuri de stânga, să stimulezi angajații astfel încât să-ți aducă, să fie cât mai productiv și să-ți aducă profit. Deci aceste măsuri trebuie să fie într-un echilibru permanent, altfel compania nu are succes. La fel și la guvernare. Din punct de vedere al unui partid politic, atunci când ajungi la guvernare, uiți că ești de dreapta pură sau eu știu de stânga pură, cum spun doctrinele teoretice sau cele din manualele de politică. Trebuie să fii conștient că trebuie să susții antreprenoriatul, trebuie să susții întreprinderile mici și mijlocii pentru a produce valoare adăugată și a veni bani la buget, dar trebuie să te asiguri că iei și măsuri sociale, că nu ai cum, măsuri sociale, bineînțeles, corecte, măsuri care să stimuleze în permanență crearea de valoare adăugată. Măsuri sociale care țin de protecție socială, de asigurarea educației, de asigurarea de condiții de sănătate corecte. Acestea pot fi încadrate la măsuri de stânga. Și atunci când vii la guvernare, e clar că nu poți să te gândi, eu sunt de dreapta și iau numai măsuri de dreapta, nu ai cum, sau eu sunt de stânga și iau numai măsuri de stânga. Este imposibil lucrul acesta. Și atunci poziționarea pe o axă strictă de dreapta sau nu, mi se pare puțin să spunem forțată și depășită din punct de vedere, depășită din punct de vedere moral, cum spunem noi economiștii, nu din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere are o uzură morală acest concept de poziționare strictă pe o anumită axă. Până la urmă, important e să știi cu ce proiecte vii și să te ții de cuvânt. Sunt două principii foarte simple și foarte clare. Haideți să ne aplecăm un pic atenția asupra alegerilor locale, unde ați fost candidatul Alianței USR Plus pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Atât la Consiliul Județean, cât și la Primăria Constanța, pentru a ne raporta la, să zicem, poate cele mai vizibile funcții, nu? Da. În județ și în municipiul reședință de județ. Se poate spune că ați avut un scor bun, dar n-ați câștigat. Cum apreciați această campanie și cum apreciați rezultatele obținute de Alianța USR Plus? Au fost peste așteptări, sub așteptări? În primul rând, știm foarte bine, fiind prima participare a noastră sub această formă la alegerile locale, având în spate un mic istoric, o mică perioadă trecând prin alegeri europarlamentare care au fost naționale, alegeri pentru președinția României, unde am avut candidat
au fost alegeri naționale, era pentru prima dată când ne loveam de cum să spun, dinamica unor alegeri locale. Într-adevăr, noi ne-am setat niște obiective și, sincer să fiu, din punctul meu de vedere, obiectivul era undeva, să ne încadrăm undeva într-un scor cât mai bun, astfel încât să și avem pretenții până la urmă la câștigarea, pentru că eram pregătiți și la președinția Consiliului Județean, și la Consiliul Județean, și la municipiul Constanța și multe alte localități din județ. E adevărat, acum e o chestiune destul de curioasă și, pentru că rezultatele, analizându-le, pe Consiliul Județean n-am avut istoric, n-am avut cum să, doar la nivel județean, în funcție de alegerile respective anterioare. Dar la nivelul, să spunem, comparativ ale unor UAT-uri, în locuri unde nu aveam înainte filială, am obținut scoruri mai bune decât acum la locale, în condițiile în care am avut și filială și candidați. S-au întâmplat multe lucruri și am stat de vorbă cu colegii mei, până la urmă i-am încurajat, unii dintre ei au fost foarte dezamăgiți de anumite rezultate, dar le-am spus în felul următor: noi suntem cei care am fisurat deja vechiul sistem în multe locuri. Și odată fisura făcută, gândiți-vă că noi ne-am activat în politică, noi ne-am intrat în politică tocmai pentru a schimba ceva acolo. Schimbarea nu va aștepta să se facă peste noapte. Dacă suntem dezamăgiți acum de rezultate și plecăm acasă, nu avem dreptul ulterior să ne mai plângem că nu merg lucrurile bine, că uite ce se întâmplă în stânga și în dreapta. Deci, din punct de vedere al rezultatelor, din punctul nostru de vedere, sunt rezultate bune. Nu le-aș numi foarte bune. Ne-am luptat până la urmă cu două mari sisteme existente pe piața politică de 30 de ani, noi novice, să spunem, în ale politicii și în ale ițelor, ațelor, sforăriilor din politică, n-am vrut să facem aceleași lucruri. E adevărat, ceilalți în multe părți au câștigat pe astfel de să spunem, obiceiuri dobândite de-a lungul timpului. Dar faptul că am obținut totuși niște rezultate neașteptat de bune în contextul general, al modului de a face politică la alegerile locale, totuși ne dă speranțe foarte mari pentru următorul timp. Și mai e un aspect, până la urmă, care ține de psihologia consumatorului, în speță psihologia alegătorului. Oamenii vor, pe lângă bunele intenții pe care văd că le avem, vor să vadă și ceva concret. Și tocmai de asta noi ne propunem ca în perioada următoare, indiferent că vom fi în opoziție în unele locuri, dar în cele mai multe locuri și probabil că o să mă întrebați, o să vă răspund cu cea mai mare deschidere. Avem în curs negocieri cu cei de la PNL Constanța, în multe locuri să creăm majoritate, tocmai ca să dăm semnalul ăsta, că putem, pe lângă lupta politică existentă până la momentul 27 septembrie, momentul alegerilor locale, putem să trecem peste frământările care au fost, să spunem, rețineri personale în a colabora. Noi trebuie să ne gândim că oamenii de asta ne-au votat, ca să facem un front comun peste tot unde se poate și să dăm semnalul că putem colabora și putem face lucruri împreună. Da, ți-a anticipat următoarea mea întrebare. Evident, a fost o campanie în care mă rog, nu i-aș spune, poate nu dură, dar în care s-au spus și lucruri mai puțin plăcute, inclusiv pe această axă a Alianței USR Plus, Partidul Național Liberal, cel puțin aici pe plan local, unde nu s-a reușit, să zicem, ce s-a reușit la București, să se meargă sub același, cu același candidat. Desigur, este alegerea fiecărei filiale să vadă dacă se ajunge la o înțelegere sau nu, dar ce a fost, a fost. Războiul s-a încheiat și în curând așteptăm, ca toți constanțenii, așteptăm să se valideze totul, sau mă rog, să se valideze funcțiile și de consilier și de primar și tot ce înseamnă.
Iar USR Plus are o reprezentare bună, o reprezentare care permite, în cazul unei alianțe cu PNL-ul, să poată pune în practică acele proiecte mult așteptate, care, așa cum spunea, dacă nu mă înșel, Dacian Cioloș, când a fost la Constanța, să mute Constanța din încremenirea asta de 20 de ani în care se află. Absolut. Aș vrea să fac la fel o precizare. Faptul că în campanie electorală au fost lupte, până la urmă, lupte politice care au ținut și au avut, până la urmă, retorica de campanie, și eu asta am spus-o permanent la orice emisiune sau în orice interviu pe care l-am acordat. Campania electorală o avem până pe 27. Indiferent de rezultatele obținute pe 27, noi avem un scop foarte clar. Să schimbăm ceea ce nu numai că s-a încremenit, s-a prăbușit de-a lungul timpului și în municipiu, și în toate localitățile, și în tot județul. Și nu numai, dar vorbind de conjunctura noastră și de locația noastră. Faptul că am avut acele lupte nu înseamnă că trebuie să privim și după momentul 27 septembrie tot în retorica de campanie sau în retorica de, eu știu, frământări personale, vai ce s-a întâmplat, m-am certat cu X, m-am certat cu Y, cine am spus și gata, nu mai stăm de vorbă. Deci nu e vorba de persoanele noastre, e vorba de un concept și de un mesaj pe care trebuie să-l dăm și, până la urmă, e vorba de niște chestiuni pragmatice pe care trebuie să le luăm în calcul. Faptul că ne-am angajat, cel puțin noi ne-am angajat, sigur, pentru că știu că sunt în interiorul fenomenului. Cred sau sper și cred că și partenerii noștri în aceeași direcție s-au angajat să schimbe ceva. Și atunci, modul cel mai simplu, modul cel mai la îndemână și cel mai firesc posibil, repet, am declarat-o de fiecare dată, este să avem parteneriate cu PNL în absolut orice consiliu local și, bineînțeles, și în consiliul județean. Și aș vrea să reduc puțin conceptul acesta la cele două vârfuri de lance ale județului. Consiliul Municipal Constanța și Consiliul Județean. La Consiliul Municipal Constanța noi suntem pe un făgaș foarte bun, lucrurile sunt aproape clare, negociem în perioada aceasta cumva detaliile care să ne facă imediat, cum și între colegii în atribuții, să știe ce au de făcut și să pornească treaba. Pentru sunteți că nu avem timp de pierdut. Cei care face parte din echipa de negociere. Exact, da? Sunt unul în calitate de președinte al filialei județene, dar mai puțin, să spun, implicat direct în negocierea detaliilor. Detaliile, până la urmă, colegii mei care au fost direct implicați în campanie și în, bineînțeles, în candidaturile de la Consiliul Local Constanța, sunt cei care stabilesc în subsidiar aceste lucruri. Pe de altă parte, așa cum le-am comunicat și am spus de fiecare dată, Consiliul Județean este foarte important. O majoritate în Consiliul Județean este la fel foarte ușor de făcut. Sunt 15 consilieri PNL județeni și 5 consilieri USR Plus. În momentul acesta, o majoritate este foarte simplu de realizat. Apar niște complicații pentru că la nivel național s-a încheiat un protocol între PNL și PMP. PMP care la nivel local și județean au votat 4 ani de zile cot la cot cu PSD-ul și atunci probabil mă gândesc că e o mare problemă din punctul ăsta de vedere, o problemă de oportunitate politică și morală în același timp. Și atunci firesc este să, bineînțeles, să creăm majoritate PNL USR Plus, pentru că dacă există ceva foarte cert în Consiliul Local Constanța și dincoace, peste gard, la Consiliul Județean, USR Plus nu se știe ce statut are și ar putea fi și în opoziție, sunt mai multe scenarii, ar putea fi în opoziție, este un semnal total negativ și chiar asta le-am spus și partenerilor de la PNL,
că e foarte, foarte ciudat să avem parteneriat într-o parte și peste gard la Consiliul Județean, să fim într-o formă așa, o zonă gri, nu se știe dacă suntem în opoziție sau nu, mai ales că în opoziție este și PSD-ul și cumva nu e un semnal bun, un semnal pozitiv pe care noi îl dăm celor care până la urmă și-au pus încrederea și în noi și în cei de la PNL. Da, e clar că voturile celor care cred în, eu știu, în această doctrină liberală, să spunem, sau în acest stil de viață liberal, centru-dreapta, s-au îndreptat către PNL și către Alianța USR Plus. Exact, și să știți că și la Consiliul Județean, dacă vorbim de programele cu care, proiectele cu care noi am venit, noi, USR Plus, și partenerii de la PNL, în campanie electorală, în foarte multe locuri se aseamănă. Dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să, eu știu, să ne înregistrăm la OSIM fiecare cine își înregistrează primul proiectul pe care l-a propus. Nici pe departe. Deci există deschidere din partea noastră de a discuta astfel de proiecte, de a le construi împreună, pentru că, până la urmă, e vorba de viața noastră și unul dintre motivele principale pentru care am intrat în politică este acesta, că mulți, inclusiv copiii noștri, copiii prietenilor, ai cunoștințelor noastre, primul lucru la care se gândește, la care se gândesc este cum să facă să plece din oraș, din orașe, din comune, din județ. Și atunci ce facem? O să ajungem la un moment dat în care rămânem singuri în tot județul acesta, noi mai în vârstă. Nu, tocmai de asta ne dorim să realizăm și să implementăm, să sprijinim proiecte, indiferent că ar veni de la USR Plus sau de la PNL, să le combinăm și să putem să arătăm că într-adevăr vrem să facem lucruri. În opinia dumneavoastră, care sunt aceste proiecte prioritare? Nu știu, primii trei pași, să spunem. Dacă am fi câștigat și dacă suntem în continuare parteneri în administrarea județului și în Consiliul, vorbim acum de Consiliul Județean, da? În Consiliul Județean, atunci, primul lucru, ca să vezi ce s-a întâmplat în 20 de ani în această instituție, este un audit extern. Asta este primul lucru, cu care să auditeze atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere organizațional. Relațiile de muncă, departamente, companii și așa mai departe. Mai departe, sau în același timp, de fapt, este foarte important, și asta am spus-o permanent, revitalizarea departamentului de atragere a fondurilor europene. Și acest departament trebuie să aibă trebuie să aibă două direcții foarte clare, două, cum să spun, subdepartamente. Unul care să se ralieze și să se ocupe exclusiv de atragere de fonduri europene pentru Consiliul Județean, pentru axele prioritare din exercițiul financiar 2021-2027 al fondurilor europene, deci care să se ocupe exclusiv de atragerea fondurilor europene pentru Consiliul Județean, cel de-al doilea, cea de-a doua componentă pentru suport pentru primăriile din județ. Pentru că am pornit de la o premisă foarte simplă. Nu peste tot sau pe toate drumurile găsim specialiști în atragere de fonduri europene, pe de o parte, pe de altă parte, până acum doar s-a mimat susținerea primăriilor în a atrage fonduri europene. Păi dacă vrem Consiliul Județean, și până la urmă ăsta e un rol primordial al lui, să dezvoltăm întreg județul, noi trebuie să dezvoltăm și comunitățile peste tot sau aproape peste tot acolo unde este posibil. Nu putem spune că acolo sunt colegii mei de partid și hai să le dăm acolo, să direcționăm fonduri și resurse umane către UAT-ul respectiv și acolo pentru că sunt din altă parte, nu. Oamenii aceia, până la urmă, vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, au fost aleși. Consiliul Județean ca instituție trebuie să trateze în mod echitabil pe toți și, bineînțeles, atunci când ei vin cu proiecte. Nu cu fantasmagorii, cu terenuri de fotbal în pantă sau, eu știu, parcuri în care nu calcă nimeni și sunt încuiate și au garduri înalte de 5 metri. Nu, deci proiecte viabile, proiecte care, până la urmă, trebuie să fie ierarhizate în funcție de nevoile reale pe care le au comunitățile respective. Pornim de la apă, sunt localități și m-am îngrozit de treabă. Sunt localități care nu au apă. Localități în sudul județului care au o singură cijmea în mijlocul satului și toată lumea vine și își ia apă de acolo.
nu vreau să intru pe tărâmul ăsta, sau dacă mă întrebați pot intra cu mare plăcere, că sunt multe de spus. Da, aici. Sunt, am avut și noi ocazia să umblăm destul de mult în această campanie prin județ și sunt localități în care nu, oamenii nu au apă, nu au grup sanitar în casă, ceea ce exact. Deja suntem celebri în întreaga lume, suntem țara cu toaletele în fundul curții. Nu au de gaze, ce să mai spun, nu sunt gaze în unele locuri din Constanța, adică exact. Ce să mai discutăm. Canalizare, despre... nu, canalizare nu există în Constanța, exact, municipiu exact, în unele da. Locuri, știm. Deci este o situație care nu ne face cinste ca și țară, mă refer, să ajungem în anul 2020 sau 2020, sau ca să citez un clasic în viață, și să nu avem niște lucruri elementare pentru, cred că pentru orice țară sau aproape pentru orice țară din Uniunea Europeană. Mă gândesc că și bulgarii absolut. Sunt cam în aceeași situație. Tocmai de asta am insistat permanent ca în teritoriu și oriunde până la urmă, oriunde altundeva, atunci când aloci niște sume de bani, și vorbesc de instituția Consiliului Județean, aloci niște sume de bani pe niște proiecte care să fie viabile și care se încadreze pe treptele acelea, noi le numim, eu le-am numit până la urmă, în economie există piramida motivațională a Abraham Maslow, începând de la nevoile de bază până la nevoile. Ei, ca să ajungem la nevoile din vârf, acelea care țin de dezvoltare personală, de... avem foarte mult de lucru. Hai să rezolvăm chestiunile primordiale, chestiunile care țin până urmă de îmbunătățirea vieții oamenilor și apoi ne gândim să facem și festivaluri cu, eu știu ce, cântăreți internaționali, să facem festivalul scoicilor în deșert sau invers festivalul cămilelor pe malul mării. Hai să facem mai întâi lucrurile concrete, lucruri care sunt de bază, cele care până la urmă satisfac nevoile de bază ale da, oamenilor. După aceea ne putem da bani și pentru tot felul de alte filfizonerii sau cum să le numesc, alte, da, nu știu cum, nu aș vrea să folosesc utile, evident, pentru sunt orice lucruri, absolut. Știți da. Cum se spune că mai avem nevoie și de circ, exact. Nu? Mai avem nevoie de circ, dar circul după ce mâncăm pâine. Ce să avem pâine, întâi da. Pâinea și după aia facem și circ. Da. Acum, ok, s-au terminat alegerile locale. Deja ați intrat în această forfotă a negocierilor, cel puțin aici pe plan local. Însă ați intrat și în forfota mai mare a pregătirii alegerilor parlamentare. Cum stați din acest punct de vedere? Pentru că reprezentați o alianță, un partid relativ nou, nu? O alianță care nu are, eu știu, poate aceeași organizare, că nu aveți cum să aveți aceeași organizare și aceeași bază precum vechile partide. Și, din câte știu, trebuie să strângeți și niște da, semnături. Într-adevăr, calendarul pentru toți a fost la fel. Faptul că s-a suprapus debutul campaniei de strângere semnături pentru parlamentare cu campania electorală și, de fapt, ultima perioadă din campania electorală, cea mai importantă și cea mai intensă pentru alegerile locale, într-adevăr, ne-a dat o provocare foarte puternică, foarte mare. Noi, în momentul acesta, suntem în curs de a strânge semnături. Avem marele avantaj că suntem primul partid din istoria politicii românești care strânge semnături și online. Am obținut dreptul acesta de la Autoritatea Electorală Permanentă și avem o platformă pe care se pot încărca semnăturile online și oricine poate semna pentru noi. Dar ne dorim să facem și un target de semnături fizice, pentru că așa ne-am obișnuit și așa s-au obișnuit și oamenii cu noi. Într-adevăr, nu avem aceleași structuri din punct de vedere cantitativ și al răspândirii teritoriale cu celelalte partide mari, dar avem experiența aceasta și, până la urmă, avem și, cum să spun, asetul, avantajul că noi am fost, până la urmă, cei care am dat semnalul că, fiind în stradă, poți lua permanent pulsul oamenilor. Pe lângă
ținta de semnături, numărul lui de semnături pe care îl vom strânge astfel încât să avem dreptul să candidăm la legile parlamentare, am dat permanent și dăm acest semnal. Și semnalul știți foarte bine, l-am dat din 2016, l-am dat în 2018 la acea campanie de 6 luni, zi de zi stând în stradă cu semnături pentru fără penali în funcții publice, inițiativa USR. Și dăm în continuare, ne ținem de acest bun obicei, să mergem în stradă și să strângem. Într-adevăr, condițiile actuale pandemice ne îngreunează foarte, foarte mult lucrul acesta. Noi facem tot posibilul să respectăm absolut toate regulile în condițiile date. Odată terminată și această perioadă a alegerilor parlamentare, cum spuneam și în debutul emisiunii, sunteți pe o poziție clar eligibilă, care vă oferă mari șanse de a ajunge în Parlament, în Senatul României, în cazul dumneavoastră. Sunt multe lucruri pe care opinia publică le resimte, le cere cu voce mai țipată sau mai puțin, dar le cere de ani de zile. Și lucruri pe care le-a susținut inclusiv dumneavoastră, Alianța USR-ul și ulterior Alianța USR Plus. Și aici ați amintit despre fără penali în funcții publice, despre o regândire a legii justiției. Ce priorități aveți în momentul în care veți ajunge în Parlamentul României? Dacă vorbim de prioritățile generale ca partid, sunt mai multe. Noi în momentul acesta avem dezbateri naționale cu toți membrii, după care vom trece în faza următoare, dezbateri publice, pentru că așa ne-am obișnuit, așa am făcut și pentru alegerile locale. Suntem în faza în care să aprobăm un plan de guvernare național. Planul acesta de guvernare național până la urmă se încadrează pe mai multe paliere, cele care țin de partea executivă, pur și simplu, cea de guvernare, și cele care țin, bineînțeles, de partea legislativă, care până la urmă mă interesează pe mine și pe ceilalți colegi care își doresc să acceadă la aceste funcții. Dar nu funcțiile în sine sau faptul că vom face parte, bineînțeles, cu acordul alegătorilor noștri, cei cărora le cerem votul, este important, ci ceea ce ne dorim să facem și ceea ce vrem să implementăm. Sunt principii clare și proiecte mari pe care ni le-am dorit de-a lungul timpului și care se regăsesc în draftul, în proiectul cu care noi venim în fața alegătorilor. Printre ele, fără penali în funcții publice, dacă vreți, proiect de căpătâi al USR și USR Plus, dar mergem mai departe cu, și de curând a fost la propunerea noastră de foarte mult timp, confiscarea averilor extinse, deci până la urmă sunt niște principii și de drept și morale în același timp. Vorbim de chestiuni care țin de partea economică. Avem pe site-ul nostru, pe site-ul USR, Alianței USR Plus, toate detaliile legate de ceea ce ne dorim să facem. Faptul că noi venim în fața alegătorilor cu astfel de inițiative care țin până la urmă de bunul simț, nu numai politic, ci de bunul simț general, eliminarea pensiilor speciale. Deci e un punct foarte important pe care ne-l dorim să-l facem. Și nu e până la urmă nicio chestiune populistă, că unii ne-au acuzat că am fi nu e deloc populistă. Este o chestiune morală faptul că unii care vor să iasă la 40 de ani la pensie trebuie să iasă și cu pensie specială, nu este deloc moral și nu e deloc în spiritul a ceea ce înseamnă
libertatea oamenilor sau egalitatea dintre oameni. Egalitate, într-adevăr, nu poți spune atunci când cineva e pe o funcție oarecare și trebuie să aibă un salariu mai mare și perfect de acord, dar principiul de bază în cazul acesta al pensiilor speciale, ale eliminării pensiilor speciale, este că trebuie să avem grad de contributivitate egal, pensie egală. Deci în funcție, pensia să o iei în funcție de gradul de contributivitate. Da, sunt de acord. Funcțiile sau, să spunem, meseriile care implică mai multe riscuri, care implică, eu știu ce, efort sau grade diferite de risc, sunt foarte de acord să fie plătite foarte bine. Și de acolo contributivitatea se ducă în pensie. Dar acesta e un principiu general valabil pe care trebuie să-l aplicăm. Și multe alte lucruri pe care vrem să sprijinim antreprenoriatul, să fie cât mai simplu să fii antreprenor, să nu mai fii nevoit să faci un milion de hârțoage, nu numai să-ți deschizi o companie, o firmă, un IMM, ci și să supraviețuiești în hățișul acesta de documente. Vrem să digitalizăm tot ce poate fi digitalizat, fără să fii nevoit să găsești afișe. O transparență a sistemului. Absolut. Transparența nici nu mai încape îndoială, transparența așa cum ne-am obișnuit și în partid, vrem să o implementăm oriunde, în consilii locale, în consiliul județean, în guvern, în parlament. Deci transparența este un criteriu de căpătâi, un principiu de căpătâi pe care l-am avut încă de la început și pe care vrem să îl respectăm. Am văzut colegii de dumneavoastră care au anunțat, unii din câte am văzut au și făcut-o, legat de pensiile speciale, și eram curios dacă este o decizie personală sau o decizie luată în cadrul de comun acord, în cadrul partidului, de a demisiona din Parlament în momentul în care, tocmai pentru a arăta că nu doresc să primească aceste pensii speciale. Adică în momentul în care mandatul se încheie, înainte demisionează, pentru că un demisionar nu mai poate beneficia. Exact. Da. Tocmai acesta e un principiu, un alt principiu de la care am pornit, acela de a da semnalul. Semnalul că ne dorim să ne și respectăm cuvântul. Și, bineînțeles, e decizia fiecărui parlamentar de la noi. Din ce am înțeles, ei discută lucrul acesta și chiar s-a discutat mai demult treaba asta. O colegă de-a mea, Florina Presadă, senatoare de București, a și anunțat public lucrul acesta și l-a asumat. Bineînțeles, eu sper ca și cât mai mulți, până la urmă, dacă nu chiar toți colegii mei, cu o zi înainte de a se termina mandatul, să demisioneze, pentru că semnalul acesta ar însemna că noi ne ținem de cuvânt și noi vrem într-adevăr să și implementăm la modul real, la modul faptic, ceea ce și declarăm. Cu siguranță ar fi un semnal foarte puternic în societate acest lucru. Ne apropiem de finalul discuției. Aș vrea să vă rog să le transmiteți ceva alegătorilor, să le transmiteți de ce să aibă încredere în ceea ce propune Alianța USR Plus și evident până la urmă să iasă la vot, pentru că asta este prima condiție. Absolut. Până la a ieși la vot, bineînțeles, este foarte important. Aș vrea să spun un singur lucru. Să luăm chestiunile etapizat și să ne susțină prin a ne da semnătura pe listele de semnături, astfel încât să putem, și termenul este foarte strâns, duminică trebuie să închidem această etapă, trebuie să centralizăm absolut toate listele de semnături și să și pe cele online, și pe cele fizice, pe hârtie, după care vom intra în precampanie și în campanie. Să aibă încredere până la urmă că ceea ce spunem vom și face, pentru că noi nu avem în spate cariere politice, ci avem cariere profesionale ca oricare dintre ei. Noi nu ne numim până la urmă niște politicieni în sensul clasic al cuvântului politician, ci suntem niște oameni, niște simpli cetățeni care am intrat în politică. Eu nu aveți meseria de politician, pe care n-am înțeles-o niciodată. Noi nu ne-am născut politicieni, nu ne-am născut beizadele de politicieni, noi suntem oameni simpli, oameni care au trăit
până la urmă viața asta și viața ne-a împins de nevoie să intrăm în politică. Niciunul dintre noi până acum 4 ani nu visam să facem politică sau nu ne gândeam că nu visam. Nu ne gândeam să facem politică, dar ei, de nevoie a trebuit să intrăm în politică și dacă am intrat în politică, ferească-ne Sfântul să nu ne încălcăm cuvântul. Nici nu se va pune problema faptul că nu avem experiență, faptul că vom mai greși câteodată și asta o spun deschis, fără nicio reținere, nu înseamnă că suntem de rea credință. Suntem oameni de bună credință și oameni care vor într-adevăr să miște lucruri și să schimbe lucruri. Pentru că ne dorim până la urmă și noi, și copiii noștri și cei apropiați să rămânem în țară, nu să ne gândim cum să facem mai repede și să emigrăm. Ne dorim să trăim până la urmă o viață decentă în locul în care suntem. Domnule Rămuț Negoi, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune la Constanța News TV și vă doresc succes în ceea ce întreprindeți. Vă mulțumesc mult, să ne revedem cu bine. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Adrian Florea, Paul Alexe, ca de obicei, vă mulțumesc pentru atenție și sper să ne revedem cu bine cu ocazia următoare.